Am înțeles că o femeie cananeancă de neam păgân, pentru virtuțile sale și pentru stăruința sa într-o rugăciune, Dumnezeu a împlinit cererea ei și a tămăduit fiica. A fost mijlocitoare către fiica sa aflată în suferință și Dumnezeu primește mijlocirile noastre pentru cei apropiați nouă sau poate nu neapărat din familia noastră sau rudenii, poate străini, prieteni. Primește Dumnezeu și îi place bunului Dumnezeu foarte mult atașamentul nostru față de cei care sunt în suferință, chiar dacă nu ne sunt nou apropiați. Iubește Dumnezeu mijlocirea, pentru că a tămăduit fiica celei care a mijlocit astăzi. Iubește Dumnezeu mai mult decât oricât mijlocirea pe care sfinții o au pentru noi. De ce pentru sfinți? Mă refer la sfinți, pentru că sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu, sunt casnicii lui Dumnezeu. Pe aceștia Dumnezeu i-a încercat, a avut o pedagogie creștină cu fiecare dintre ei și au trecut acest examen al duhovniciei, precum și femeia cananeancă, ați văzut prin câte a trecut și la câte teste a supus-o Mântuitorul Iisus Hristos, a desconsiderat-o, putem spune că a bajocorit-o, că a jignit-o, că nu i-a dat atenție, dar nu până în sfârșit, pentru că această femeie, prin virtuțile și calitățile sale, precum veți vedea, a depășit toate aceste obstacole și s-a învrednicit să primească tămăduire de la Dumnezeu. Deci tămăduirea celor apropiați nouă, mijlocirea celor apropiați nouă, Dumnezeu o primește de la noi. Iarăși, când vorbim de mijlocire, ne gândim la sfinți, precum v-am spus, referindu-mă la Sfântul Sfinții Mucenic Haralambie, pe care în chip deosebit îl prăznuiește Biserica astăzi. Ne rugăm sfinților, ne rugăm pentru că ei sunt casnici lui Dumnezeu, prietenii lui Dumnezeu și Dumnezeu primește mijlocirea lor și rugăciunea lor. Sfântul Sfinții Mucenic Haralambie era episcopul cetății Magneziei din Asia Mică. Își iubea foarte mult turma lui Hristos încredințată spre păstorire și când a fost vorba să jertfească idolilor și să se lepede de credință, n-a pregetat să mărturisească pe Hristos până în ultima clipă, până la ultima suflare a vieții lui. A pătimit martiriu în timpul împăratului Septimiu Sever, 193-211, și fiind judecat de către judecătorul Luchie, nu a acceptat să-și plece genunchii în fața idolilor, ci l-a mărturisit pe Hristos așa cum trebuie să-L mărturisim fiecare dintre noi, mai ales acum în această perioadă de libertate, am spune noi, că nu ne mai ucide nimeni. Uităm să-L mărturisim pe Hristos și adevărul. Iar Sfinții Mucenici și-au dat viața pentru acest lucru. Sfântul Sfinții Mucenic Haralambie a pătimit martirul la venerabila vârstă de 113 ani. L-a învrednicit Dumnezeu la asemenea bătrâneți fericite și și-a încununat acest sfârșit al vieții cu cununa muceniciei. A fost judecat, batjocorit, dezbrăcat, aruncat în foc, dar Dumnezeu a lucrat prin el mari minuni. Focul nu l-a ars, s-au înspăimântat cei de față și au crezut în Hristos și el i-a botezat și au primit cununa lui Hristos. Cel care l-a judecat pe el, Luchie, s-a înspăimântat când a văzut că a ridicat mâna asupra lui să lovească și au căzut pur și simplu mâinile. Atunci ce a zis el? Să scuipe în fața arhiereului, i-a rămas gura încleștată. S-a rugat Sfântului, tămăduiește-mă, Sfinte, că văd că ești omul lui Dumnezeu, Dumnezeului necunoscut, Dumnezeul răstignitului. Nu știm despre el, dar văd că ești cel despre care mărturisești că este Dumnezeu adevărat. Tămăduiește-mă! Ca și femeia din Evanghelie și judecătorul Luchie a strigat către Sfântul și mijlocirea Sfântului s-a adeverit, că s-a rugat Sfântul, i-au venit și mâinile la loc și gura și capul i s-a așezat. Și astfel s-a botezat și a primit pe Hristos. Fata împăratului Galina, văzând aceste lucruri, a primit și ea botezul. Împăratul s-a mâniat foarte tare și a cerut să judece el pe Sfântul Haralambie. Mai întâi a vrut să-l bajocorească, i-a trimis un demonizat ca să-l bajocorească, dar Sfântul s-a rugat bunului Dumnezeu, Dumnezeu i-a primit mijlocirea și a ieșit demonul din acel om. Și acel om a slăvit pe Dumnezeu, l-a mărturisit pe Hristos. Ce a zis împăratul? Să-i aduc o desfrânată ca să bajocorim pe acest om.
Și Sfântul iarăși s-a rugat la Dumnezeu, altă minune că Dumnezeu i-a ascultat mijlocirea și a ieșit demonul din acea desfrânată și Sfântul a botezat-o și desfrânata s-a pocăit și a crezut în Hristos. Și atunci, văzând împăratul că acesta umblă cu meșteșuguri, gândea el, și cu vrăjitorii, pentru faptul că poporul credea în Hristos și la fiecare minune de-a lui mulți cereau botezul și se închinau lui Hristos, a poruncit să-l desfigureze. L-au jupuit de viu, l-au desfigurat cu sabia și în cele din urmă, în ziua de 10 februarie anul 203, l-au decapitat pe Sfânt și astfel, repet, la vârsta venerabilă de 113 ani, Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie a primit cununa muceniciei. Spuneam mai devreme că mucenicii l-au mărturisit pe Hristos până la moarte, până la ultima suflare și ultima picătură de sânge care a curs din trupul lor. Și noi trebuie să-L mărturisim pe Hristos. Greșit cum spun aceia, credința este ceva intim, să ținem doar în sufletul nostru. Nu, credința trebuie mărturisită, trebuie vădită prin fapte. Când e vorba de Hristos, de adevărul învățăturii de credință despre biserică, nu trebuie să tăcem din gură, să urmărim cum cel rău împroașcă cele sfinte și biserica și slujitorii și tot neamul creștinesc cu mizerii și cu lucruri defăimătoare. Trebuie să luăm aminte la virtuțile pe care le-a avut femeia cananeancă. Femeia cananeancă a avut o credință puternică pentru că l-a mărturisit pe Hristos. Ai milă de mine, fiul lui David. Știa că este Hristos, că din seminția lui David se va naște izbăvitorul. Femeia a avut o smerenie profundă pentru că în ciuda tuturor încercărilor și poate desconsiderării și jinirii venite cu tact și cu pedagogie din partea Mântuitorului, a răbdat și s-a smerit și a primit tămăduire. A avut iubire milostivă că ea nu pentru ea se ruga, ci pentru fata ei, deci mijlocea. Dumnezeu primește mijlocirea. A avut nădejde, nu s-a intimidat de nimic, nici faptul că erau de față apostolii, poporul adunat, a trecut peste toate. Nădejde a avut, precum v-am spus, și o răbdare dusă dincolo de limită. A avut această femeie și calități pe care noi nu le numim virtuți, dar sunt foarte bune și binefăcătoare pentru viața creștinului, că vorbim de îndrăzneală, de curaj, foarte important pentru cel care are aceste virtuți. Acela care trăiește viața duhovnicească în Hristos nu se înfricoșează de nimic, orice s-ar întâmpla sub ochii lui, cu el, poate cu apropiații lui sau ce se întâmplă în lume, nu se înfricoșează, se roagă la Dumnezeu să fie izbăvit, să treacă peste încercări, dar niciodată nu se înfricoșează. Caracteristica creștinului adevărat trăitor în Hristos este curajul și îndrăzneala. Le-a avut această femeie din plin. Spun unii comentatori că a fost inteligentă, eu zic că a fost înțeleaptă, pentru că înțelepciunea este un atribut dumnezeesc, intelectual, alături de atot știința, atot înțelepciunea lui Dumnezeu este pretutindeni. Înțelepciunea nu poate fi decât la bine, dar inteligența mai poate fi folosită și la rău. De aceea spun că această femeie a fost o femeie înțeleaptă. Cea mai importantă rugăminte, rugăciune pe care noi să o menționăm sau cerere pe care o menționăm în pomenicul nostru, dă-ne, Doamne, înțelepciune! Cel mai mare dar, căci omul înțelept știe să-și canalizeze toate energiile sufletești și trupești spre înfăptuirea binelui. Această femeie a fost statornică în credința ei, a fost perseverentă, a fost chiar insistentă și astfel, pentru aceste calități, Dumnezeu i-a adus tămăduire fiicei sale. Și noi, cu aceste virtuți și cu aceste calități, să ne apropiem de Dumnezeu, ca Dumnezeu, văzând viața noastră, credința noastră, smerenia noastră, răbdarea noastră, nădejdea noastră și asupra noastră și asupra celor dragi nou apropiați nou, să reverse tămăduiri sufletești și trupești, pentru puțina noastră credință, poate, dar mai ales pentru rugăciunile și mijlocirile sfinților și a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, pe care în chip deosebit îl cinstește biserica astăzi, pentru ale cărui rugăciuni rog pe Bunul Dumnezeu să reverse asupra noastră tămăduii sufletești și trupești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.